Ok, deci salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la top transferuri făcute în această iarnă. Cred că 4. Da. Da, cred că 4 sau 3, nu am idee. Prima oară avem, nu se stau mult, 21 de milioane jumate pentru acest tip fundaș central de 22 de ani venit de la bază la Borussia Dortmund. Acanji, nu știu, mă rog, destul de scumpă transferul, nu cred că merită acest tip pentru că era acolo fundaș bun, însă na, o să vedem ce o să facă. Aici îl avem pe tipul ăsta împrumut, Marlos Moreno, care a plecat de la City la echipa asta din Brazilia, cred, împrumut până la finalul anului 2018, colombian, LV, 21 de ani. Aici îl avem pe Cozielo, un tip foarte talentat care la un moment dat se zvonea că poate ajunge în Spania la Barça, dacă nu mă înșel, sau Serie era ăla, nu mai știu, mă rog. Da, din păcate a ajuns la ultimul loc din Germania, la Köln. 3 milioane, suma asta cred că dacă se strângeau de coi o putea plăti și Steaua Dana. Avem ce face. Aici îl avem, mă rog, acolo e un screenshot de pe Insta, aici îl avem pe Theo Walcott, 20 de milioane de la Arsenal la Everton. Un transfer foarte tare pentru că Theo Walcott nu cred că mai avea cum să joace, a venit și Mkhitaryan, care e super bun și da, o să dea randament după părerea mea. Aici îl avem pe acest tip, Centurion, care s-a întors la Racing. Centurion, un tip super talentat, l-am văzut la Genoa, păcat că a plecat, LV, 3 milioane s-a plătit pe el de la Genoa la Racing. Aici l-avem pe tipul ăsta venit de la PSV KF, Locadia, 17 milioane, o sumă foarte mare pentru acest olandez KF. Venit la Brighton, nu promovată. Mă mir cum poți da atâția bani pe niște tipi practic nu prea cunoscuți și pe Cozielo doar 3 milioane. Aici îl avem pe Tomi asta venit la Stuttgart, LV, 23 de ani, de la Augsburg, pe doar 500 de mii de euro, fraților. 500 de mii de euro pentru acest tânăr. Aici avem un român, primul român din acest episod, pentru că avem doi venit reîntors acasă. Ianisagi a venit la Viitorul, pe 2 milioane le-a repatriat tatăl său, Gică Hagi, 19 ani. Toată lumea îl cunoaște cât de talentat e. Deja în amica le-a dat 2 sau 3 goluri, să scrieți voi în comentarii câte goluri, dacă nu sunt sigur, dar știu că a dat. Aici avem pe tipul ăsta, Barco, plecat de la, nu știu cum se numește echipa asta din Colombia, la echipă de MLS Atalanta, sau, nu, Atlanta, pardon, am încurcat cu echipa de Serie A, 12.280.000. 18 ani, cum să dai, frate, o sumă din asta pe un copil? Efectiv, ăsta e un copil de 18 ani. Da, mă rog. Aici îl avem pe băiatul ăsta în Vila, venit de la... Nu, e Krasnodar echipa, dar nu știu cum se numește, e tot ceva cu capa din Rusia, cât de mă, 7 milioane de euro la Saint-Étienne, care se întărește, o să vedeți și mai încolo un fundaș central foarte cunoscut, dacă nu e în episodul ăsta, în episodul următor. Aici l-avem pe Cedric Bakambu, este la teste pentru că s-a dus la țineți, 40 de milioane de euro pentru strikerul, nu știu dacă, nu e Kosovo, Congo. Băiatul ăsta trebuie să am o colaborare. Cedric Bakambu, 40 de milioane la chinez. Un transfer foarte tare, că s-a dus la chinez. Probabil s-a dus pentru salariu, dar na.
Aici l-avem pe unul din cele mai tari transferuri ale videoclipului, Alexis Sanchez. Nu se știe suma, sau cred că s-a aflat sau nu. N-am idee, dar foarte tare transferul ăsta, Alexis Sanchez, cel mai scump jucător plătit în Premier League. 29 de ani, chilian, lăvut de la Arsenal la United. Nu cred că îi mai trebuie nicio prezentare. Și hai să trecem mai departe cât avem. Doar 5 minute jumate. Și a fost dat la timp și pentru Mkhitaryan. Rm sau Km poate juca pe două posturi. Cel mai important jucător armean care a venit de la United la Arsenal. Cred că nu i s-a oferit atâtea șanse la United, însă la United e o luptă foarte grea pentru post. Și la Arsenal cred că o să joace. Iar aici avem pe Boveda care a venit pe gratis la Deportivo La Coruña, RB, 29 de ani, de la Athletic Bilbao, fostă finalistă Europa League la București. Da. Interesant acest Boveda, nu prea am auzit de el, dar și că ar fi ceva de el. Aici l-avem pe suedezul Rakip, împrumutat de la Benfica la Newcastle. Da, nu, la Crystal Palace, pardon. Asta e el. Și da, Benfica a scăpat de destui jucători în iarna asta. 21 de ani Km. Și se împrumută până la finalul sezonului, adică până în vară. Aici îl avem pe tipul ăsta, Target. Și el împrumută la Fulham de la Southampton. 22 de ani RB. Împrumut până la finalul lui mai. Asta era până la finalul lui iunie. Nu, lui iunie, da. Aici până la finalul lui mai. Iar aici avem un super transfer, sau, mă rog, împrumut al lui Rafinha Cam, brazilian, care nu prea a jucat la Barça. De 24 de ani s-a dus împrumut la Inter Milan. Foarte tare transferul ăsta, cred că a și debutat. Aici avem încă un transfer super tare. Robin van Persie s-a întors acasă. A plecat de la Fenerbahce Istanbul la Feyenoord de Rotterdam la 32 de ani. Cred că un an are el contract, cred că poate mai joacă. Aici avem încă un super transfer. Rămas liber de contract după terminarea contractului cu Alja, nu știu cum, Alja, Riza, nu? Mă rog, la Stiera. Uitasem de tipul ăsta, mi-am amintit de el la un moment dat, anul trecut, în toamnă, din vechiul FIFA și mă întrebam unde joacă. Dar cred că o să fac o treabă super bună la PSG, PSG făcând niște super transferuri. Aici avem un transfer destul de trist. La echipa asta cred că e și Hulk, fundașul central, sau poate fi și mijlocaș defensiv. Xavi Mascherano, o legendă a Barcelonei, 33 de ani, argentinian, nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. A plecat la chinez pe 5 milioane jumate. Aici avem un jucător destul de tânăr, 20 de ani, din Danemarca, de la Midtjylland. Pleca pe 3.750.000 de euro la Ajax Amsterdam. Și aici un transfer destul de interesant. Aaron Lennon. Băi, eu știam de tipul ăsta că juca în stânga. Acum, dacă s-o fi reprofilat, dar la echipele de Premier League nu prea ai cum să fii titular 100%. Ai destul de multă concurență, plus că și asta e una din echipele care au foarte mulți jucători, adică Everton
Și la Burnley, eu zic că 80-90% o să fie titular și o să se impună și o să ajute echipa să fie pe un loc de Europa League, pentru că se descurcă super bine Burnley în acest sezon. Aici avem încă un transfer din Premier League. Lui, eu știam că joacă Lumă, un tânăr brazilian, Kennedy, am auzit de el în FIFA mobil, plecat de la Chelsea pe 7 milioane de euro la Newcastle. Interesant acest transfer, să-l vedem cum va juca acest Kennedy. Eu cred că o să joace, dar să vedem. Încă un danez, însă acum împrumutat la Stuttgart de la Borussia Dortmund, Larsen, 19 ani, LV, împrumutat până la finalul lui iunie. Da, interesant transferul, să vedem ce se poate întâmpla. Un polonez, 23 de ani, că bă, venit din campionatul Poloniei pe 2.200.000 de euro. Până la finalul sezonului din 2021 la Crystal Palace, da, Jack, 23 de ani, că bă. Al doilea român al episodului, Nicolae Stanciu, cam 24 de ani, fost jucător al Steaua, plecat de la Anderlecht, ceea ce îmi pare bine, pe 3.750.000. Da, antrenorul Anderlecht nu i-a dat șanse și de asta a plecat. Și Chipchiu ar trebui să plece, dar văd că nu pleacă. Și a dovedit cât de bun e, pentru că antrenorul i-a dat în prima amicală, în a doua repriză, când a intrat banderola de capitan, a dat o pasă sau două de gol și o bară. Deci nu avem ce să zicem. Aici l-avem pe Gabriel Barbosa, și este împrumutat din nou, cred. Sau e cumpărat? Nu știu, mă rog. Aici scrie loan. De văd că a mai fost la echipa asta. 1,5 milioane de la Inter. Răvui, eu știam că e striker, dar probabil s-a reprofilat până la finalul lui 2018. Da. Nu știu ce echipă e. Și aici l-avem pe Carillo, care credeam că e mai tânăr, 26 de ani, adică striker, 22 de milioane, plecat de la Monaco la Southampton până la finalul sezonului din 2021. Interesant. Scuzați acest transfer. Cred că o să se descurce bine Carillo, destul de lung episodul. Dar acesta este al doilea transfer de care vă ziceam, de la Saint-Étienne, Subotici. A venit pe gratis, băi băieți, vă dați seama, sârbul Subotici, 29 de ani, că bă, nu prea mai, de fapt n-a mai jucat la Dortmund și a venit până la finalul sezonului din 2019 la Saint-Étienne. Vreau să văd câte transferuri mai am, să știu dacă mai are rost să filmez sau nu. Mai am încă 3 în afară de ăsta. Mai am încă 3 în afară de ăsta, dar Pedro Pereira, v-am zis că Benfica a împrumutat mulți la echipe gen ăsta, a fost împrumutat la Genoa cu opțiune de cumpărare. RB portughez, 20 de ani, Pedro Pereira, ăsta e venit de la Academie, clar. Încă unul de la Benfica, v-am zis, Yuri Medeiros, 1 milion, ăsta a fost împrumut, ăsta e loan pe 1 milion plus opțiune. Interesant, tot la Genoa. Tot portughez, 23 de ani, însă RV au aceeași termen de împrumut până pe 30.06.2019. Penultimul transfer și unul foarte important în acest episod este João Mário, 1,5 milioane de la Inter Milan la West Ham United. West Ham se întărește, însă nu prea joacă. Ei au jucători foarte buni, însă nu joacă. Acest transfer s-ar fi putut face și în România, cred. Dacă se strângea Steaua, putea să-l ia. Da, mă rog, nu mai zic nimic, că mă 25 de ani, João Mário portughez, până la finalul sezonului acesta. Da, interesant, acest tip, 11 milioane îl cumpără Lyon, LV de la
Lille, 20 de ani, francez, terier, și îl împrumut de la Strasburg. Interesant, foarte interesant. Și cam asta este ultimul transfer că am avut cu acest episod. Eu am fost 00 Mario, dacă 007 Mario, dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like, subscribe dacă sunteți noi, share ca să mă ajute și pe mine și da, mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost 007 Mario. Spuneți transferul care v-a plăcut și da, mulțumesc pentru vizionare. Pa!